Salutări tuturor care urmăriți acest video! Este scara care urcă în mansardă. Dacă cineva își imagina că nu urcă marul ăsta încă în mansardă, se înșală, cred că urcăm chiar săptămâna asta. Sperăm să dea Dumnezeu. Iată treptele, mult așteptatele trepte, cu răbdarea treci marea, cum se spune. Da, sunt puse de formă, deci nu o să urc pe ele. Am început treaba, abia urmează să le terminăm de acum. Cam asta este următoarea etapă. După aia punem mocheta pe patul și ne culcăm. Da, cu același zâmbet pe buze, cum știți voi de obicei, v-am salutat pe toți. Vă invit la un tur virtual către mansardă. De fapt, vreau să vă arăt că am trasat treptele de urcat în mansardă. Cam asta este. Asta este peretele din stânga mea. Peretele făcut acum. Da, am făcut o altă casă a scării, practic de urcat în pod. Și a rezultat acest perete, care îl vedem dublu placat și pe o parte și pe cealaltă, cu vată minerală în interior, pentru a putea izola fonic o zonă față de cealaltă. Casa scării de urcat în pod față de dormitorul matrimonial. Ca să nu fie anost și ca o nucă în perete, am făcut și acest umăr aici, din gips carton, care conturează așa zona de televizor, zona delicată, zona forte în cameră și de asemenea creează un spațiu de acces în balcon. Aici vor veni treptele, dar toată zona asta va veni înfundată pe dedesubt, da? Noi nu vom vedea treptele, se va crea aici iarăși un perete și va veni înfundată toată zona și toate treptele calculate în așa fel încât să treacă pe deasupra ușii ca noi să putem deschide ușa de la balcon și să avem acces să facem în pod, totuși. Da? Acolo ar trece treapta și pe aici s-ar deschide ușa. Ar veni perfect fără să ne încurce. Rămâne spațiu să deschidem și ușa. Dacă vreți să puneți ușa în viitor, până la prima treaptă mai există spațiu.
We'll be right back.